Cum se dice la Romania, vino aici? Cât aștepti? Bună ziua! E cât ți-a luat-o să veni-o aici? Mi-ai crescut-o la barba, ola! Cred că mustața o aveați dinainte. Ce? Doriți meniu? Nu, 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 nu doresc meniu. Doresc, cum se dice de aici la voi, la săraci? Hârtie de aia de unde scrie mâncare pe ea? Păi da, ăla-i meniul. Ăla-i meniu? Mai meu creio că era meniul zilei, că sunt sătură de meniul zilei, cât am umblat obetirul. Clar, o chestie doresc. Uitați, acesta este meniul. De băut doriți ceva înainte? Sì, claro. Io chiedo un aperitivo, limoncello, avete? Din păcate nu. Roma, che locate, in senso che... Merci! Ok, vreau o bere la halva la 2 litri. La draft avem staropramen. No, 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 che non mi piace bere românească, sopramelo, asta e una che è din Timișoara. No, 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 avete ceva mai trăini? E... Bucegi avete? Desigur. Uitați. Aceasta este berea noastră. Bucegi! La meniu v-ați hotărât la mâncare? Este aici preso? Da, acela este prețul. În lei o în euro? Este în lei. Ma che, sunt așa de scumpi! Voi nu știți că am fost afectat de pandemie? Business-ul meu a fost afectat de pandemie? Adică, cum să puneți prețuri din astea? Abia ce mi-am permis să împrumut niște bani, să-mi iau o mașină care să vină aici în România, ca după aia să o vând după ce mă întorc. Ați fost afectată de pandemie? Dar ce business aveți acolo? Pero eu eram directoare de îngrijiri profesionistă la domiciliu. Adică? Adică spălam babi. Dar pe pandemia asta multe au dat colțul și n-am avut ce să fac. Dar văd că nu mai aveți treabă cu îngrijitul, că mă uit la unghiile dumneavoastră. Acest ochez. Acela sunt coaste de porcel. Dar așa de slab se ved coastele. Dar la voi, la aici, la România, e multă sărăcie, adică... La noi, la Italia, era burdihan de purcel, era stomac de purcel, era plin porcul cu caviari. Da, deci ce vă aduc? Dar acestea ce este? Aia sunt mitei. Mititei? Dar o săraci, n-ați avut bani de măricei? Sărăcie e multă la aici. Nu, doamnă, dar mitei sunt cumva ceva tradițional la noi. Da, tradiție la voi aici, la România, să fiți săraci. Aici ce înseamnă? Că nu știu să citesc românești, că nu mai știu de când am fost plecată de 7 luni din România. Somon cu fructe. Păi să-l somn, mâncare, păi eu mi-au somn doar dacă, după ce beau 16 șaturi de limoncello. Dumneata, ți-ai somn dacă bei 16 șaturi, eu vă dau somon. A, somn, da, si, si, știu de alea, că m-am combinat la un moment dat cu un italianul de 65 ani și mine se supera ce somn îmi dădea, oh! Vă bătea? Păi și dacă vă bătea, de ce stăteați cu el? Mi-am mintea de casă. Bine, deci până la urmă ce să vă aduc? Si, clar, adum nota, pentru că nu-mi place nimic aici la... La noi la restaurant? Nu, la țara, la voi de la țara. Bine, păi atunci doar berea 12 lei. Câti? Oh my god! De ce se chere mucă, mă, crucea de tu madre, să coste atâta o bere pe care geo? Nici măcar n-am băut-o! Ești în loco la cap! Pero no, no, nu se poate așa ceva. Doamne, știi și ia dat-i drumul. Ce? De o oră mă țineți de vorbă până acum și la final acum nici măcar o beri nu sunteți în stare să plătiți? Haideți, haideți, vă rog, ieșiți. Chiar că este simțit-o, cum să mă dai tu pe mine afară? Chiamă la managerul, pero la noi la Italia nu se întâmplă niciodată așa ceva. Maldito sea! Pero no, no, sunteți profesionist, nu se! Maldita sea! Allora, alt restaurant unde beau moca, fără să plătesc. Cred că mă duc și pe la Xiaomi, mă mai cert cu aia, iar iau moca. Și cred că o să mă duc și pe la Peco, pentru că, mă, nu știu care-i faza, benzina asta în România, așa, scumpi, scumpi, scumpi. Nu se, la Italia nu e așa, si, nu e așa scumpi.